proprietarii de parcuri eoliene pe teritoriul administrativ al comunelor României, în momentul în care au solicitat și au și dobândit restituirea plăților efectuate pentru eolienele ce au fost amplasate pe teritoriul UAT-urilor de către UAT, este un impact extraordinar de grav pentru, din punct de vedere juridic, din punct de vedere fiscal, dar mai ales din punct de vedere financiar la nivelul unui AT. Spun acest lucru deoarece legislația, conform legii 571/2003 privind codul fiscal, a încadrat tot ceea ce înseamnă turnul de susținere al turbinelor eoliene la categoria construcții. Astfel, proprietarii acestor parcuri de eoliene au achitat impozit pe construcție la nivel de UAT. Când în instanță a fost câștigat anularea acestor impozite, UAT-urile, suntem la nivelul acestui an 2021, numai județul Constanța, Dobrogea și Tulcea, avem peste 100 de milioane de euro de restituit din aceste taxe. La nivelul României sunt peste 2 miliarde de euro, spun specialiștii care au reprezentat în instanță aceste UAT-uri. 95% din teritoriu ocupat de parcurile de eoliene se află în mediul rural. Deci, spunem că la nivelul țării sunt sute de primării care se află în această situație. Filiala județeană Constanța Asociației Comunilor din România a adus la cunoștința guvernanților încă de la începutul anului, deci din ianuarie 2021, această situație prin care solicitam sprijin în găsirea unor soluții de rezolvare a acestei situații. Noi vă dăm exemplu de localități care au de la 3 milioane de lei la nivelul comunei cu județului Constanța până la 7,5 milioane de lei. Vă imaginați ce înseamnă pentru un AT care are în desfășurare proiecte pentru care trebuie să susțină cofinanțarea, dar practic le blochează. Punem lacătul pe ușile primăriilor pentru că nu au de unde să restituie acești bani. Și atunci, Asociația Comunilor din România a avut întâlnire cu unul dintre avocații care reprezintă UAT-urile, împreună cu președintele Emil Drăghici și cu Comisia din Ministerul Buget Finanțe, unde să promoveze o modificare legislativă în acest sens. Dar aceasta va acționa de la momentul adoptării pe mai departe. Deci deocamdată lucru, cineva trebuie să plătească absolut sumele. Și atunci trebuie să se găsească soluția nu neapărat a unei compensări, dar a unui sprijin din partea guvernului care să poată să asigure plata sub forma unor arierate a acestor datorii pe care noi le avem către proprietarii parcurilor eoliene. Este, dacă vreți, un act care nu a depins de administrația publică locală la momentul când a fost solicitat taxă și impozite pentru aceste mijloace, aceste construcții stabilite pe teritoriul UAT-urilor. Cert este un lucru. Ministerul Finanțelor, Guvernul României, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației au cunoștință despre această situație. Situație care, în urma verificărilor efectuate de Curtea de Conturi, da, are obligația, a lăsat ca și sarcină unor UAT-uri de restituire deja a sumelor. Cum? Nu e posibil. În acest moment, această situație are nevoie de rezolvare exact din partea decidenților și ai administrației publice centrale, dar și ai politicului. Deci, din punctul nostru de vedere, chiar dacă nu am primit niciun răspuns scris până la această dată, discuțiile purtate cu reprezentanți specific ai Ministerului Finanțelor, da, trebuie să prezinte situația la nivel de guvern, deci de prim-ministru, numai de Ministrul Finanțelor, și de guvern pentru a putea lua hotărârea că aceasta trebuie să stabilească sume
din rezerva de stat a bugetului care să poată să fie alocate acestor OAT-uri. Și da, este posibil, repet, nu că trebuie să ne promită politic. Nu, pentru că există posibilitate legală a efectua această corectură. Pentru că dacă noi la vremea respectivă aveam lângă umărul nostru Ministerul Finanțelor, când OAT-urile au fost chemate în instanță de către proprietarii parcurilor eoliene, Ministerul Finanțelor intra în proces ca parte terță, atunci putea fi anulat și să nu se întâmple ce s-a întâmplat, de au câștigat prin anularea și neluarea în seamă a faptului că au fost clasificate clădiri. Atunci putea să susțină și lucrurile trebuie scoate de la capăt și iară zbatere, pentru că legiuitorul vine în 2018 și spune. Și în acest moment, proprietarii parcurilor de eoliene plătesc taxe și impozite, dar vidul legislativ a fost 2012-2018. La perioada aceasta ne referim. Sunteți optimistă că se va găsi o soluție? Da, sunt optimistă pentru că nu se poate altfel. Nu poți să ne norocești peste 200 de OAT-uri la nivelul României. Nu e vorba doar de comunele României. Deci avem și orașe pe teritoriul cărora sunt amplasate aceste turbine, aceste eoliene. Ele vor fi în continuare pe teritoriul României și nu va putea statul să nu ia în calcul că aceștia trebuie să plătească taxe și impozite către OAT-ul unde se află. Prima dată, așa cum se face peste tot în România, orice construcție are la bază un proiect tehnic și o autorizație de construire. Ei și-au obținut firma de eoliene sau cei care pe raza alocatețului care și-au montat aceste eoliene au obținut autorizație de construire în baza legii 50, le-au montat, după care au depus declarație de impunere în baza codului fiscal. Și au plătit toate dările, n-au fost probleme, după care în 2014 a apărut decizia fiscală numărul 5, prin care s-a considerat prin acea decizie fiscală că turnele de susținere intră la categoria de construcții speciale. Într-adevăr, la nivelul comunei noastre, noi nu am făcut impunerea și nu am solicitat depunerea declarației în baza deciziei fiscale 5 și am continuat să solicităm să depună rapoarte de evaluare, acele rapoarte de evaluare pe care le depun societățile odată la 3 ani, tot în baza codului fiscal, ceea ce s-a și întâmplat. La nivelul comunei noastre, v-am zis, noi facem impunerea în baza codului fiscal, nu avem treabă cu decizia fiscală 5, oamenii și-au plătit dările și au făcut declarație benevol, deci nu au fost constrângeri de nicio parte, doar că acum suntem și noi acționați în instanță, la fel ca și celelalte comune unde sunt montate aceste turbine eoliene, pentru recuperarea impozitelor considerate acum oarecum care au excedat legea. Pentru că începând din decembrie 2020 a venit o clarificare la articolul privind impozitarea clădirilor pe codul fiscal, unde s-a făcut o completare și spune că și construcțiile sau turnele de susținere a turbinelor eoliene fac parte din categoria clădirilor, construcțiilor. Deși în acel moment legea spune altceva, de aceea și impozitat. Da, atâta vreme că s-a luat autorizație de construire în baza legii 50, era evident că în baza valorii din procesul verbal de la terminarea lucrărilor să-și depună declarație de impunere, mai puțin, bineînțeles, valoarea instalațiilor industriale care sunt scutite de impozit. Dacă nu ați fi încasat acest impozit atunci, ce s-ar fi întâmplat? În primul rând, ar fi fost ilegal să nu încasăm impozitul care ni se cuvenea. Acum, vă dați seama, orice investiție care se face pe raza comunei noastre este benefică și aduce plus valoare sau mai bine să aduce niște venituri la bugetul local. Dar pe lângă asta, v-am zis, declarația sau depunerea declarației de impunere a fost o decizie benevolă conform codului fiscal, adică a venit din partea lor, respectând legile la momentul de atunci, care, bineînțeles, sunt în vigoare și astăzi. Cât de mare este suma? La noi nu este foarte mare, din câte știu, echivalentul undeva la vreo 200.000 de euro, din ce știu eu. Adică acumulată pe anii, perioada 2014, de la apariția deciziei fiscale numărul 5, până la 2019. Ce intenționați să faceți dumneavoastră și ceilalți primari care se află în această situație?
Păi, în primul rând, vrem să ne apărăm interesele și să dovedim că acel impozit chiar ni se cuvenea și era venit la bugetul local. Vă dați seama, noi nu vrem să fim niște sperieturi, noi vrem să fim niște parteneri în relația cu orice investitor, nu numai cei care au eoliene, și în relația cu, și cu cetățenii, dar și cu ceilalți investitori care vor să dezvolte o afacere praza noastră. Noi nu trebuie să fim sperieturi, noi trebuie să fim parteneri. Cine credeți că ar trebui să înapoieze aceste sume companiilor de eoliene în urma proceselor câștigate? Păi vă dați seama că dacă s-a ajunge la momentul în care s-ar pierde în instanță definitiv și irrevocabil, cei care au încasat banii, aceia trebuie de bani înapoi. Dar eu, din câte știu, s-a creat o confuzie când a apărut decizia fiscală numărul 5, că fiind încadrată la construcții speciale, se depunea o declarație și la ANAF. De acolo oarecum s-a creat oarece idee cum că ar fi o dublă impunere sau dublă impozitare. Acum nu știu în ce măsură firmele respective sau care au fost implicate sau firmele de eoliene, dacă au depus declarații și dacă au plătit și dincolo. Asta nu știu să vă zic. Doar că v-am zis, la noi s-a plătit în baza codului fiscal, nu a deciziei fiscale 5, adică în ceea ce ne privește nu ar trebui să ne afecteze. Dar vedem ce va hotărâ instanța. Am avut niște relații, sau avem în continuare o relație destul de ok, adică n-am avut niciodată litigii sau divergențe notabile sau ceva, tot timpul am colaborat, unde au fost puncte de vedere diferite, le-am discutat, le-am pus pe hârtie, n-am avut probleme de niciun fel, drept dovadă nici controle curții de conturi de-a lungul anilor când au venit, nu s-au legat de ele, au spus, domnule, sunt ok, sunt în regulă, acum rămâne să stabilească instanța cum consideră de cuvință, dar va fi o problemă mare dacă se va ajunge la restituirea celor sume. Din punct de vedere financiar, mă refer. Credeți că Ministerul de Finanțe ar trebui să se implice în chestiunea aceasta și să găsească o formă de compensare pe acele firme? O să chiar să plătească bani? Da, nu știu în ce măsură poate ANAF-ul să facă chestia asta, pentru că și ANAF-ul, ca și noi, respectă legile pe care le dă guvernul. Deci, în primul rând, guvernul ar trebui să intervină și să intervină prin ANAF, dacă se va ajunge acolo. Adică, clar, dacă nu vom avea susținere în cazul în care se pierde, vor fi totuși instituții publice care vor intra în incapacitate de plată sau în alte situații nedorite.